Gata, prietene, am revenit de aici, de la bucătărie, cu patroana, cu Alin, cu socrul meu, cu Leo. Încarcă, patroana, încarcă. Patroana, încarcă vloguri ca pe bandă. Muri baterie. Bă, bine, l-am încărcat. Deci, încărcăm vloguri ca pe bandă aici, cu patroana. Patroana s-a pus pe grătare. Suntem supărați, prieteni, mâncăm pe ses, bem, mâncăm pe ses. Da. Asta e ce fie, ce fie, care cu treaba lui, ursul cu treaba lui, ăla cu treaba lui. E și ursul aici, și fanii, și cățelul, și purcelul, toată lumea. Anca cu treaba ei și a dat la copii să mâncă. A dat la copii să mănânce, le-a făcut, le-a dat acolo un pui la rotisor, niște carne. Le-a dat, le-a făcut frumos salată. Am mâncat copiii toți. Am mâncat pui mort am mâncat. Da? Cum zici tu? Mă pui mort, Mihaela. Cum zice patroana. Da. Unde-i David? E în casă acolo, cu maică-ta și cu Beatriz. Prieteni, chiar a fost cald azi. E frumos afară. Zici tu vremea, Cantana. Fraților, prietenilor, soare, cald, așa zice David. Nu, dar serios e cald. Păi, dar ce vrea? Crezi că vrea lumea să-i spui tu cum e vremea? Vorbesc păi m-au întrebat cum e la Streha, e frig, rezistați? Păi da, spune tu, iar zic, că te scoate patrona. Dar chiar n-a fost frig, pentru că ne-a făcut focul mereu. Păi da, dar pe mine nu mă cred prietenii, zice că e frig. Ia spune la patrona cum e, că murim de frig aici la patrona. Am mâncat lemnele mele toate, a fost prea căldură, prieteni. Dar am mâncat lemnele, când dă din pungă, îi pare am rău. Am stat și eu două zile la Streha și acum trebuie să dau și din buzunar la patrona. Ce ai tu masină de lemn? Păi iau lemne. Pe ce să mai iau acum? Auzi, 7 milioane metri. De lemne? Păi da, dar pe ce să mai iau? Că nu mai am luna asta, nu mai am canci. Luna viitoare, dar trebuie să mă duc luna viitoare să plec în vacanță. Nu mai plec în vacanță. Asta nu mai plec e. Niciunde. Stai la tine în pământ, beat. Păi de Anca, să mă duc cu Anca în vacanță. Lasă cu Anca, duci pe Anca. Păi patroană, de fapt, melodia, melodia lui Leo are legătură cu o vacanță, cu o lună de ceva. Lasă-mă vacanța, mergem mai și trebuie să-i facă luna de miere acum. Patroana, tu cum e? Stai să mai vorbi tache despre așa? Păi nu, nu. Ziceam că vacanță tu cu ea. Am înțeles. Adică vrei să plec luna de miere. Am plătit biletele, patroana. Am plătit biletele, pierdem, eu nu mai merg atunci. E 800 de milioane în tot. Păi nu, Alina, dar mai bine pierdem câte 500 decât să pierdem 15-20 de mii acolo. Da, atâta mea. Auzi ce vrea patroana? Să lăsăm banii de bilete pe mare. E numai cu ghilimul. Da, lăsăm biletele. Cum nu dăm lucruri? A, dacă zicem de acum... Au când nu mor dulci. Război, auzi. Asta e cea mai tare. Dacă cer bani acum, mi-i dă înapoi. Da. Dacă nu... Îi lăsăm dacă nu, nu pot să-i anunț pe oamenii atunci. Nu, nu mai merge să-i luăm înapoi. Turcii au dreptate. Cum zice patrona că ne omoară turcii, că e război acum. Facem la Herculane. Ce faci la Herculane? Păi puduim petele mele la Herculane. Facem la noi acasă, cu Raiffeis. Unde? Aici. Cu Raiffeis. Cu Raiffeis. Păi vine Raiffeis, cred că nu vine. Facem foc mare și faci. Și chemăm și parii, patroane. Da. Și toți parii așteptăm să vină la noi aici, da, de Revelion. Și pe Ania Radu, toți să facem Revelion. Chiar, Aline, mai bine facem așa. Ania Radu pleacă, nu, el pleacă singur și tot. Da, să se pleacă. Așa, și ce facem, Aline? Mergem sau nu mergem? Mergem. Să urle, patroane, să arunce farfurile pe masă. Păi unde merge singur? La singur, să păi stai să spun ce am făcut. Eu am făcut rezervare pe Bosfor. Unde filmează filmele turcești, am programat e poze profesionale. Era ca acolo, am programat de toate. Dar cine ne omoară acolo? Auzi? Deci, prieteni, e jale cu patroana. Păi, nu ne omoară țiganii, ne omoară turcii. Păi, tot timpul... De unde e mama? Între ani nu plec de la casa, ne-am stat la spital, am trecut. Doamne, ferire. Și eu dacă mă duc, și dacă mă prind țiganii, nu salam. Pe bune. Dacă n-am vedea. Acă n-am prindit patronul. Acum te-ai gândit mai bine. Acum m-am gândit mai bine patronul. Ce aici, pune-l purșelul. Atunci zic, salame, tot salam rămâi, o să te distrug. Pune-l purșelul, rotisor.
Și stai în arai, păi tău aici. Dar nu merg mai bine să o iau pe Roxana, nu salam? Nu, lasă. Că nu putea de tu cu mingea. Mă rămâne, bata e urmă. Nu, știi ce m-am gândit eu? Dacă vede blogul ăsta, am glumit. Nu, cel mai bine dacă te vede Salam aici, uite la ce m-am gândit eu. Dacă tot are datoria aia la tine, trebuie să-ți facă o piesă și să faceți pace. Ce părere ai? Bravo, Salam, dacă mă suni și zici că faci o piesă, facem pace. Mai ales că e prietenul tău de atâția ani de zile, eu cred că el acceptă. Am o piesă, îmi cânti piesa aia și te las în pace. Ce mai vrei mai mult de atât? Atunci ai surpriză colosală. Foarte bine. Așa hai, face. Hai, vorbește tu cu Salam, tache. Deci, care îi transmitem aici un mesaj că o dăm la pace, dar vrem și noi o piesă. Așa e cel mai frumos, nu? Să fie toată lumea mulțumită și bine pusă la punct. Prieteni, cam atât pentru... Măsică ne-a abandonat. Dar chiar unde știi, bravo. Da. Unde s-a dus? Păi nu m-a zis eu că vine și v-a zis că ne pățește. Ai mortelică. N-a zis că îl răspunde. Da, el răspunde. Unde se răspunde? A răspuns. Deci, prieteni, haideți, vă pupăm și revenim mai târziu la voi cu detalii. Cam atât. Momentan. Ce faci, Fane? Fanele, că te-ai muncit, frate. Da, am zis, Fane, prieteni, tot timpul au fost cu noi. Și la spitale, și peste tot. Fane, chiar merită tot respect. Am auzit la urmă să fac baie, dimineața am făcut apă rece, de-am răcit iară, și Ion stă ca șeful la parte. Dar cine crezi că m-a sunat? Cu tot ce ți-a apă rece. M-a sunat Ion și le-a... Cărdea-le, uite, o dea tu-i boilerea. Nu merge, nu da. Destora mea originală m-a lăsat aici în Belea să mă cer cu țigare. Ea ne suna să-i căută mic șase. Și nu mi-a duce nimeni să-mi dea împrumut 10.000 de euro, că îmi trebuie. O da, uite ce face. O sun acum pe originală, da, sora mea. Hai să vedem. Originala, dacă Bogdan zice... Bogdan fotomodelul. Și Bogdan fotomodelul, dacă toți zic că sunt alături de noi, păi să fie. Nu așa, cu vorbe. Da, că acum o sun. Deci originala trebuie să te prezinți în șatră. Ai lăsat-o pe mama ta singură? Stai puțin, o sună acum. Ia să vedem. Vino cu aici, să vedem dacă răspunde. Originală. Da. Ce faci, doamna originală? Da, te-am făcut mergi în oraș, mulțumesc. Poftă bună. Ai vorbit cu Bogdan, m-a ajutat 10.000 de euro să te trimit treaba cu țigani. Eu te-am vorbit cu ea, o să așteaptă pe ea, unde a zis că e după. Până asta așteaptă pe ea. Că... Olga, să știi că venim să te luăm acasă. O să iei și tu țapă de la Bogdan. Vezi că trebuie să plăiesc cu mine, să filmezi videoclipul Marx la București. Păi câți bani îmi dai ca să vezi? Îți dau 1.000 de euro, da? Hai, îți dau 2.000, lasă pe Bogdan. Hai! Ia vedea, pentru prăjitură și o sticlă de cola și un șampon, îmi spui mie că m-ai lăsat pe mine. Din cauza asta. Hai, pregătește-te că marci preț cu mine. Pe bagajul. Nu dă 10.000, pe, serios, bine ai zis. Nu dă 10.000. Lasă-mă, nu mă interesează, nu dă 10.000. Dacă nu ne dai și nouă, că ne trebuie acum, până în joi. Dar știi ce am vorbit? Am vorbit cu diamant și a zis diamant, dă-i 10.000, dar nu o ia pe organizație. Lasă-mă cu diamant al tău, dar ce e pește? El cere 10.000? Mamă, nebunia ta din cap. Uite, nici tu ce pată ai făcut. Trebuie dus la paramedic. Diamant de 3 ani, a zis mânca și vezi că plătesc eu. Da, știi? Păi mi-a zis și mie diamant, mănâncă și bea că plătesc eu. Și așa mi-a zis de 3 ani. Și am rămas plătiți. Păi serios, dar ce mi-a zis de 3 ani? Ne-a rezolvat de mai multe ori, nu doar o dată. Uite pe mama ta, uite mama ta originală. Ai lăsat-o pe mama ta singură. Zi, mamă. Auzi, du-te la crema să stai liniștit, să mănânci tu prăjiturile cu mănâncă aia și tot. Prăjituri ce ai acolo? Ha? Pa, aduceți-ne și nouă. Prăjituri, la noi nu se mai găsește. La noi nu se mai găsește originala. Nu se mai găsește prăjituri. Dar ce să facă? Tu mi-a zis că rămân peste. Dar acolo ți-a luat? Cum? Da, pe Pepsi, cu pe Mihaela. Șampon? Pe două prăjituri și Pepsi și șampon ți-a luat? Da, nu are și el. Mi-a zis cu faza cu șamponul, nu are de râs. Păi dar e de râs, Olga, e de râs.
Noi mergem la Tomi să tăiem porcul. Hai bine, mergem să tăiem. Bine, dar ascultă-mă, mergem la Tomi, auzi, să tăiem porcul. Hai că vorbim mai târziu. Mergem acum la Tomi să tăiem porcul. Că tăie porcul. Hai pa, hai pa, lasă că n-are nimic. Imediat. Salutare prieteni, am revenit din casă. Salutare prietenași, am revenit, suntem cu Stica, cu Davidescu la o bilă. Deci la o bilă. La o bilă, dar problema este că ce credeți că a făcut Leonardo? Aveam 7-8 tacuri de astea minuțe, rupte toate capetele, le-a rupt de tot. Va trebui să cumpărăm alte tacuri de la începutul set, nu nouți. Păi da, e un set nou și gata, cel mai bine. Pentru că nu mai sunt bune minima. Uite cu tacul ăla, cum lovește Davi cu ăsta, cu partea aia l-altă. Păi Davi, e rupt capătul. Uite-și. Măi, e frig în casa aici, prieteni, e frumos vara. Dar iarna, chiar orice ai face și oricum ai vrea, n-ai cum să încălzești toată casa asta. N-ai cum. E imposibil. Și geamurile sunt foarte mari, imense. Uite, da. Și problema este alta. Și sunt și de lemn, nu din termopan, nu-ți în căldura. E nebunie. E greu cu această căldură. Chiar e, dar n-ai cum să te descurci să încălzești toată casa. Pentru că stați să vă dau cu camera cealaltă să vedeți. E foarte, foarte înaltă și până la etaj sus. E full. Deci aici ține cumva patroana galbenii? Da. Trebuie să vă patroana ce e acolo, parola. Să-ți spună secretul. Să spună patroana. Aceea e parola. A rupt Leonardo ca. Mama, ați văzut? Stați-mi mai vedeți un dar. Ba, e și tu. Ba da, mai e bine. E goluț. Nu e cum era odată, fundul, s-a băut Ion la carapă toate. Ion aici, de aici cară. Aveam aici narghilea, alea, uite, narghilea acolo aveam. Aici face din leaua party. Da. De aici cară Ion. Dar uitați seama aici, lampa lui Aladin. Din haur, de 44 de carate. Deci asta e a lui Aladin. Dar așa sunt de la bunica ta? Nu, de mult, nu știu, cred că am tanta de-am zis. Este! David, îți place la strihaia? Da. Ție, Miha, îți place? Mie îmi place, da. Îți place la strihaia? Unde a... Da, mama! Uite, ala e bine. Ia uitați, e în birou. Hai, pune-te la birou. Aici de... Mie îmi place, îmi place telefonul ăsta. Face afaceri. Vezi? De măcinat. Și uite aici, moară de măcini, măcinii cafea. Serios, da, merge. Da, știu, râșniță, se numește. Da, de cafea. Da. Nu mai e dulăpiorul ăla de aia de aici, pe care l-au pierdut copiii. Avea multe și aici balanță de cântăream galbenii. Că tare bucata. Ce tare. Dacă este fals, nu e fals. Dacă e totul în regulă. Tot ok. Ia uitați ce telefoane erau de demult. Da. Vezi că e telefonul lui patroana de când era tânără. Ea vorbea la el. Când eram tânăr, feciu, da. Eram spai, mami, haierele lor. Ia zi, da. Alo? Da. Avem premieră. Ia să vedem premiera mea. Avem 700 de persoane, doar prieteni. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență la premieră pe canalul Alin de la Strihaia. Nu vreau una. Ăsta e, mă, telefonul patron de când era tânără, nu ăla. Atoris. Bun. Atoris. Uite, cu baterie, da, cu nebunii, nu știu. Uite ce am găsit. Ce nu? Un acipil. Nu e acipil, e un cap. Da, nu. E un card de bani. Da. Dacă e vreun milion de euro pe acolo. O fi, e posibil orice. Patrona prietenă a băgat câteva oale de mine la bord și s-a dus la somn. Da. Din knockout.
Deci, prieteni, atmosfera e foarte încinsă aici la Strehaia, după cum știți. Le atmosfere. Ce să mai zic? Le bahlen. A avut patroana o mică agitație la bucătărie acolo când mâncam. S-a supărat din nou toată lumea, dar nu avem ce să facem. Trebuie să aplanăm cumva situația asta, sperăm să aplaneze așa de la sine, să lase fiecare de la el și să fie totul mai bine. Și David, până acum, a buzuit, a văzut că au plecat copiii la sală. O să mergi tu la sală. De când o să merg? Când mai merg ei, merg și tu. A fost supărat, a plecat Anca, mama lui Alin, mai devreme cu copiii la sală, David ar fi vrut și el, dar și situația noastră momentan și n-avem cum să lăsăm așa pe străzi să se plimbe de colo-colo, pentru că nu mai vreau să intru în detalii, dar știți deja situația. Ce să mai zicem? Sperăm că totul va fi bine. Hai să ne punem la telefon. Nu. Că e aprins. Neo s-a pus puțin în cameră să doarmă, patroana la fel în cameră la ea. Ursul și el ne-a ajutat pe aici pe la bucătărie. Bravo, prezident. Și nu știu ce să mai facem, prezident. Am obosit cu agitația asta, adică vrem și noi să, nu știu, să stăm mai calm, să mâncăm la masă liniștiți, să glumim, să râdem, să fim o familie, dar nu știm cum să aplanăm situația asta. Acest situație. V-am zis și despre soacra mea, despre Anca, și de asta este retrasă, pentru că eu cu Alin facem față altfel, adică la situații. Dar ea a obosit de atâția ani cu tensiune tot timpul în jurul ei și tot felul de lucruri. Pentru că, uitați, cu noi vorbește foarte calm, cu mine, cu Alin, întotdeauna a venit la noi, a discutat cu noi, n-am avut niciodată conflicte și astăzi, și v-am zis, și aseară, chiar dacă aseară eu n-am apucat să vorbesc cu ea, era foarte supărată, știți, incidentul cu patroana, dar a venit, a fost la David, a stat acolo cu copiii și apoi dimineața a venit și la noi, dar o înțelegem și pe aia când are o stare dificilă, pentru că știm și de ce. Vedeți și voi cum cu liber situația. Chiar nu știm cum să facem să fie bine, că dacă facem așa se supără unul, dacă facem așa se supără altul. Nu știu.